Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să cer ajutorul lingviștilor care se află pe recepție în dimineața asta la Europa FM, în Deșteptarea. Există un cuvânt a cărui traducere nu o găsesc pentru, în limba română. Nici nu știu dacă se traduce, dar vreau să știu dacă acest cuvânt există cumva și în limba română și cum mi se spune. Este un cuvânt care descrie mirosul care se simte în aer după ce plouă, după ce plouă ușor. Deci mirosul acela de pământ, jilav, pietre ude, știți ce spun? Dar sunt o mulțime de, mirosul de genul ăsta care nu pot fi definite. Stai, acest miros, așa, aparte, are o denumire care provine din două cuvinte grecești, se cheamă petricor. Așa l-am găsit. Se scrie petri, k-h-o-r și vine din grecește petri... Din grecescul petrișor? Așa? Din grecescul petrișor, stai. Și petra, piatră, și icor, apă, ploaie, fluidul eteric care este sângele zeilor în mitologia greacă. Deci petricor. Ăsta este parfumul acela cu totul special. Imaginați-vă o zi de vară și vine o ploaie ușoară. Și după ce trece ploaia aia ușoară, din pământ se simte un miros cu totul special. Îl știți sau vorbesc? Da, dar știu despre ce vorbești. Voi îl cunoașteți? Simțiți mirosul ăla sau nu l-a simțit niciodată? Mi-l aminte, în București nu prea ai pare că pe beton dacă plouă nu se schimbă mirosul semnificativ, dar știu despre ce vorbești din copilărie. Și un miros de asfalt ud. Este un miros cu totul aparte. La modul ăsta, la munte se simte altfel dacă ploaia vine pe iarbă, pe pășune, pe și e mai sus un pic. Adică acolo cred că e o altă definiție. Dar știu exact despre ce vorbești. E tot petricor, dar e de diverse... Voi știți, dacă știți mirosul ăla de ger, de exemplu? Da, cum? Eu mi-aduc aminte de când eram mic și mă prindea iarna, vacanța de iarnă la țară. Bunica mea ducea rufele la uscat afară. Exact. Și la ducea la un moment dat, erau bocna, adică dacă dea una... Și avea un miros cu totul special. Băi, un miros extraordinar. Care umplea camera, era ceva senzațional. Era de la Cocolino. Era. Nu. Cocolino natural. Nu, era miros de ger, așa. Da. Așa făcea și maică mea. Și uite, nu reușesc să o conving pe Ione, care e copil de asfalt și de apartament. Să pună rufele iarna afară. Da, nu înțelege de ce ba să facem asta, că se îngheață. Tocmai asta este chichirezul. Unde tu trei prosoape când mai dă un ger? Se dezinfectează prin îngheață. Cred că da, posibil. Mai din Germania, din ale. Da. Da, mirosuri favorite. Astea sunt mirosuri frumoase. Uite, ce curios, vorbim de mirosuri care ne plac foarte mult și n-am adus vorba de mâncare. Da, exact. 0372, până ne scriu lingviștii cu petricor, care e un cuvânt care nu cred că există în limba română, dar am făcut o încercare. Reavăn, zice cineva. Da, genul de ăla, Reavăn. Reavăn, da, e răspuns favorit, Reavăn. 0372069599. Care este mirosul tău preferat, favorit? Mirosul care îți trezește amintiri, care îți place cel mai mult? Poate să fie, noi am vorbit de mirosuri de, nu știu, pământ, umed, rufe. Voi ați vorbit. Da, ger, noi am. Tu ce, care e, mă, mirosul? Chiftele. 100%. Chiftele. Deci asta tu vorbești serios? Da. Bă, n-am mai, știi că n-am mai mâncat chiftele de ani, de zile. Chiftele prăjite sau chiftele? Da. Adică nu că n-am mai mâncat, că poate mai ciupit una pe aici, pe acolo, pe la vreun bufet, dar chiftele în mod organizat, alea prăjite, cum făceau bunicile. Îți place mirosul când sunt prăjite sau ulteriormente când s-au răcit? Nu contează. Da. De la un punct încolo toate se concentrarea. Cu gustul. Da. Dar mirosul de chiftele. Ce miros va dar aduce? Dar nu ala de pe scara blocului, când prăjesc spătinele, dă-ți miroase ulei rânce pe tot. Nu, ala de făcut în casă cu ulei în ordine. Deci tu când te duci acasă și faci chiftele deschise, toate ușile astea, de ce nu faci? N-auzi că nu fac. Eu încerc, duc o luptă cu kilogramele de ani de zile și am abandonat niște proiecte de-astea, tip pâine, chiftele, nu știu ce. Îmi imaginez. Mă amăgesc, adică. Făcând odată chiftele în bucătărie și deschis în toate ușile ca să se parfumeze toată casa, chiftele prăjite, inclusiv dormitorul, cearșafurile, pernele, hainele alea bune, prosoapele de musafir. Și mesaje, dacă vreți, 0728-3132, încercați să vă amintiți sau să vă dați seama care este mirosul preferat și de ce vă aduce aminte. Dacă vine vorba de mirosuri de mâncare, eu sunt leșinat după mirosul de curry.
mirosul de, pe care l-am descoperit târziu, adică acum câțiva ani, când nu știam că există carii. Dar mă nebunesc după mirosul de carii. Este, plouă în gură când simt mirosul, că aș mânca într-una mâncare indiană. Și așa, mai e un miros care mă trezește în fiecare dimineață. Este senzațional și nu cred că îl iubește toată lumea. Mirosul de cafea. Cafea și cafea proaspăt râșnită. Asta voiam să zic, da, iar dacă faceți și cafea, râșniți cafeaua dimineață, s-a râșnița? Terminat. Nu mai am acum, am avut, dar făceam într-o dimineață. Da, vă rog frumos să-mi faceți cadou o râșniță. Da, mesaje, prieteni, dacă vreți să vorbim despre asta, despre amintiri, despre memoria mirosurilor, 0721... 28. Pardon. Ziceți voi. 0728-3132. Deja sunt zeci de mesaje, mă dați peste cap. Și audio. Dați și mesaje audio, ca să le și difuzăm, nu doar să le citim, da? De ce vă aduce aminte un anumit miros? Miroase multe mirosuri. Da, să vedem cum ne descurcăm, că avem foarte multe mesaje, vă mulțumim foarte, foarte mult. Nu ne-am lămurit cu petricorul, dar cam toată lumea pare fi de acord că română asta înseamnă reavăn. Ok, dar da, mă rog, hai să zicem, mergem mai departe. Hai să începem. Da. Nu asta, stai așa. Ce că l-am greșit, asta l-am greșit eu. Okay. Iartă-mă, dar vine următorul și e gata, e bun. Neața, băieți. Băi, mi-aduc aminte, după în timpul școlii, era un parfum, un spray din ăla de tablă, un tub de la un flacon. Avea o profesoară de-a mea, mirosea măr, așa, nu mai știu, bă, cum zicea, favorit 16 sau nu mai știu, impuls, nu știu cum spunea. Bă, când miros, mai miros și acum pe stradă, mai găsesc câte o doamnă impuls, cu parfum din ăla. Și mi-aduc aminte de câte bătaie îmi dădea mie profesoara aia la școală. Sau Rexona putea să... Deci Rexona era în perioadă. Era foarte capul popular. Uite, și mai există în continuare spray, da, spray de ăsta, impulse. Da. Se găsește, frate, costă 16 lei. S-a scumpit, băi, s-au scumpit deodorant. S-a scumpit deodorantul. Băi, nu. Până și deodorantul nu-i impuls. Deodorantul ăsta cu gaz. Da. Spray-ul. Da. S-a scumpit fantastic, fraților. A ajuns câte 20 de lei un spray, ești nebun. Și nu o să-și mai dea lumea deloc. Când dai căutare pe Google, nu știu, și apare What is impulse spray used for? La ce folosește? Știi că sugerează întrebări. Mirosul unui graj de vaci imbibat cu cel de fân. Asta pentru cei care au încercat asta. Dacă te duci la țară undeva, găsești mirosul ăsta. Bună dimineața, băieții! Ador mirosul de turte prăjite. La noi în Moldova se spun turte, nu gogoși. Turte. Face mama acasă, cum aduc pe aia și face niște gogoși. Eu zic, mă, Luca, mă. Doamne, și cu gem și cu marmeladă, o nebunie. Gogoși. Adevărul că turtele astea merg după ce mănânci câteva pârjoale, nu chiftele, pârjoale. Păi, mamă, și pârjoalele, ce bune sunt. Ficat de oțel aveți, frate. Ne, mă, ficat de fier. De Luca s-a ficat de fier, îi spun. Mamă, nene. Deci după pârjoale. Bună dimineața, Europa FM. Mărmesc. Și îmi place mirosul de pâine de la bunica. Pâine de la bunica, corect. Păi și bunica avea dragul un... De... Cocea pâine în vară, avea un cuptor de lut. Cocea niște lipii. Mă, ce bune erau, ole, îmi plouă în gură, numai cum mi-aduc aminte. Cu respect, băieți, poate e un miros comun, dar pe mine mă nebunește, pe cuvânt. Mirosul de franzele proaspătă. Da. Na, mă, mi se moaie genunchii cu miros. Nu pot, trebuie să cumpăr una să mănânc. Vă salut, George, cu respect. Proaspătă și am mai rupi franzela și se aude sunetul ăla al cojii care se fărâmă. Am mai vorbit despre asta aici. Franzela aia turcească din anii 90, aia pe care o mâncai toată până acasă. Nu ajungeam cu ea acasă. Mă trimitea mama, aveam chiar lângă bloc. Și stăteam la coada aia imensă. Da, erau peste tot. Și îmi zicea, nu mai rupe că se face cocoloș. Era fierbinte și dacă o rupeai, rămânea necoaptă, oricum era ușor necoaptă cocaia, dar acum mai lăsai să se odihnească, se mai gătea un pic. Mirosul caselor vechi din lut. Nu știu cum miroase asta. Tot la țară te duci, mai găsești, cred. Okay. În dimineața, băieți, mirosul de fidea cu lapte îmi aduce aminte instantaneu de sala de mese de la grădiniță. Și serios? Să știți că a trecut foarte mult timp de atunci. Fidea cu lapte? Acum am 48 de ani. Mulți înainte. Mina din Limanu, vă ascult în fiecare dimineață. Mulțumim. Da, fidea cu lapte. Bună dimineața, domnilor. Ca mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor nu e nimic. Ok. Tot ce s-a inventat până acum pălește în fața mirosului de cozonac. Te cred, la voi... Valii București. Zaf și Luca, la voi se găteam acasă, se cocea cozonac? Făcea mamaie, da. Așa e, da. La mine nu se făcea la fel, în cuptor de la afară. Aha.
Era spectacol, da. Spectacol. Sau... și când îi spotea că s-o făcea mulți. Bună dimineața! M-a fascinat în permanență mirosul de carte. Carte nouă, mai ales. Și acum miroase, dar parcă avea un alt miros acum 30, 25, 30 de ani. Șandor, Sighișoara. Mulțumesc, Șandor. Există un miros care e pe cale de dispariție, nu știu dacă îl mai poți simți pe undeva, mirosul ziarului proaspăt tipărit, așa care este, da, cu totul și cu totul aparte. Mai sunt gazetari care își aduc aminte de mirosul ăsta. Când se încheia ediția și te duceai în tipografie să vezi primele ziare cum ies la fals mașina acolo când se împachetau, și era un miros cu totul special. Din categoria eu am văzut filmul, vă aduceți aminte de mirosul casetelor VHS noi pe care le desfăcea, sau un video de la nou, avea un miros special. Avea un miros, da, când o desigilai, te izbea un miros. Dă ea chimic mirosul, da, evident, dar avea un miros aparte. Salutare, băieți! Mirosul animalelor de curte. De vara mergeam la... Mi-aduce aminte de verile petrecute la bunici la țară. Crescut la oraș, în Constanța, și cum se făcea 15 iunie, direct plecam. Am avut literalmente veri ca în poveștile lui Creangă. Da. Salut! Mulțumim! Uite, am făcut-o să plângă pe Diana, care și-a amintit de tatăl ei, care avea o apă de colonie cu un miros pe care nu-l mai găsesc nicăieri, și mirosul ăla combinat cu cel de fum de țigară era pentru mine ceva deosebit, scrie Diana, și eu mi-aduc aminte. Da, hat-trick, cred că îi spunea ei. Hat-trick ăla, ăla l-aveau toți bărbații, da, atunci. Ăla e cel mai comun și mai, da, era... În anii 90 la început. Că de, și tata... de o bob. Nu, de hat-trick ăla mi-aduc aminte că, da, și tata îl folosea și tot așa amestecat cu fum de țigară, avea un miros aparte. Neața, băieți, bunicul meu era vânător și îmi aduc aminte atunci când se întorcea de la vânătoare, bunica mea făcea iepure vânat cu sos de vin și cu măsline. Exact. Abar n-am cum era gustul, mi-am aduc aminte, dar mirosul mi-a rămas în nas. Da, mi-aduc aminte de mirosul ăla. Tata, care nu era vânător, avea prieteni vânători și din când în când mai apărea cu un iepure acasă și îl gătea. Mi-era milă de iepure așa. Mă rog, erau dită mai tihările. Parfumul de tei din copoul studenției mele, bravo, de dinainte de vacanța de vară, era cumva un parfum care ne ajuta să trecem mai ușor prin sesiunea de vară. În sensul că fugeați. O zi bună, Petronel. Da, e... Săreați geamul. Același... Săreați pe geam. E un miros comun, eu l-am încercat chiulind de la liceu. Deci are... Mirosul de foc de lemne de acasă, de la țară, iarna, când era frig și afară din geam. Ghițele cu nedoară. Sunt Ștefi din Bihar și mirosul meu preferat este de benzină. Sunt mulți oameni cărora le place mirosul de benzină. Mai cunosc cazul. Și uite, cineva ne amintește de mirosul de dolari noi, care nu se compară cu nimic. Adevărul e că miroseau dolarii. A scris de Gigi? Da. Îmi minte că mai primeam dolari când eram mic, câte 5 dolari, 10 dolari. Avea un miros, mi-a rămas în cap și mie mirosul ăla. Abona pe cum mirosea suta. Da, exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.